Rata anuală a inflației a urcat la 3,8% în luna mai a acestui an, de la 3,2% în aprilie. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,7%, iar cele alimentare cu 1,52%, arată datele INS. Clotilde Armond anunță că nu există niciun contract valabil între primăria sectorului 1 și Romprest. Primărița a scris pe Facebook că două sentințe judecătorești definitive și irevocabile au contestat că acest contract a fost încheiat fraudulos și l-au anulat. Persoanele care torturează animalele nu vor avea voie să mai dețină animale de companie în statul australian New South Wales. Legea a fost adoptată după o campanie de 2 ani derulată de Partidul Dreptate pentru Animale. Știi!